că n-am auzit, n-am înțeles că nu mergea, nu am avut semnal. Anul trecut. Da. M-au luat să îi montez la nu internet, aici așa, la... Acolo unde are el biroul, la ICPM. Da, foarte în parte cu banca, cu BCR-ul. Da. Da, pe spate, acolo camera, nu știu cât în fire, nu, avea un birou. Și are un tapet lipit acolo și are și m-a chemat să-i montez și-o cumpăra becuri din elea ca să-i bate lumina albă exact acolo. Na, și-o scând 200 de lei. I-am montat becuri, i-am dat cu bormașina acolo, s-a leat tot, am cumpărat șuruburi, am cumpărat profilul și-o nu mi-a dat, scând de bani. Și-a început cu șantajul. Bun, deci dumneavoastră... Deci și după aia a început. Bun, și 10 milioane când i-ați dat? Banii? Da. Înainte am avut un proces, nu vin zic prin telefon, am avut un proces la Deva și să l ajut el la corpul licenței jucătare și l-am dat 1000 de lei. Cu ce vă ajută? Era un proces să mă ajute el cu copilul, da, să zic acum, pe față, și-o zic că dacă dau 1000 de lei, el sună judecătoare la Deva și mă ajută. A, păi pe ce? El avea cunoștințe la judecători ca să rezolve? Așa au zis, să dau 1000 de lei. Ia auzi, domnule. I-am dat bani. Și bătrânul i-a dat 1000 de lei, i-am dat eu, bătrânul i-a dat 400 de lei. Na, păi mergeți și faceți... Dar bătrânul nu poate să vină. Eu pot să merg, că eu am 40 de ani, dar bătrânul... Bun. Mergeți mâine. Mergeți mâine atunci, dacă v-a cerut bani, că vă rezolvă el nu știu ce proces și vă ajută cu copilul și să-i dați 10 milioane. V-a cerut el bani? Dar pe mine m-a băgat de... Eu vreo 3 luni am stat acolo pe... Ce vorbeam eu cu fosta muiere, scrierea, el m-a băgat. Și fără niciun drept. Păi voi, domne, pe ce, jurnalist sau vârfitor? Tu înregistrezi ce vorbește un țăr cu o soție și pui pe radio și pe televiziune? Aia nu ești jurnalist? Nu, pe mine mă interesează mai mult partea. Deci pentru ce? El dă 1000 de lei personal. Pentru ce v-a cerut banii? Că se va dute cu copilul la Deva. 1000 de lei. La judecătorie? Sau unde? La judecătorie, da, la Deva. Ia auzi, avea cunoștință. La tribunalul, pe lângă judecătoria Deva. 1000 de lei. I-am plătit. Aha. Și i-am lucrat și la birou acolo și nu da bani nici acolo. Da, păi merge și scrieți astea toate la parchet și spuneți de asta să descrieți toate astea ce mi le-ați povestit mie și după aceea scrieți acolo la final așa: solicit să fiu testat cu detectorul de minciuni, de asemenea să fie testat și numitul Câmpean Andrei pentru a se dovedi adevărul. Eu sunt omul care i-am dat banii. Dacă aveți martori, concubină, soție sau pe cine aveți, am martor pe cutare că a primit suma de bani, știți? Nu. No. Na bun, după ce depuneți plângerea, mi-o trimiteți, bine, pe WhatsApp. Da, chiar vreau. Na bine, sănătate, numai bine.